face proiectul, sunt de vreo 4-5 ani în urmă. După ce s-a făcut toate studiile și toate astea, s-am ajuns la concluzia că trebuie să depunem proiect, să realizăm o investiție pentru a depozita cereale care noi le producem. Producem în jur de vreo 7-8 mii de tone de cereale pe an. Lucrarea efectivă a început după aprobarea în sesiunea care a fost depusă atunci. 2 ani de aici în urmă, deci cam în 2012 am început primele săpături, să zic așa, pentru a realiza investiția. Proiectul are o valoare de 2.700.000 de euro. S-a realizat o capacitate de depozit de 14.000 de tone, formate din celule de diverse capacități, o hală ca spațiu de depozit în jur de 1.000 și ceva de tone. Curtea are aproape 2 hectare de teren. Aproape 1 hectar este betonat. Și ca structură, de aici încolo, începe cu basculă, laborator, cu partea de organizare pentru PSI, unde este un bazin de stocat apă și o stație pentru pompe, pentru a asigura securitatea acestei investiții. O unitate de GPL care asigură gazul pentru uscătorul care îl avem la siloz, care usucă în jur de 15 tone pe oră. Da? După cum vedeți, în spate acolo este hala. O să dăm un tur de curte și o să vă explic din mers ce și cum ce e acolo, fiecare în parte. Da? Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Aveți aici de prelevat probe, am văzut, în afară de analizele uzuale de corpuri străine, umiditate, mai faceți și altceva special? Granulomatul care își face, ziceți, toate determinările, greutate hectolitrică și tot ce e de făcut. Deocamdată nu. A apărut pe piață un granulizer care face și gluten și proteină și asta încă nu l-am achiziționat. Nu l-am avut trecut în proiect. O să vă spun că nici sonda asta automată de prelevat probe n-a fost în proiect. Pur și simplu consultantul nostru ne-a trecut o sondă. S-a uitat pe internet, a găsit o sondă, o sondă vieneză, care te duci cum era odată, te urcai în remorcă și luai manual. Da. Aia este câteva sute de euro și asta este 15.000 de euro. Și e luată extra, ca și multe alte din proiectul de aici. Deci facem puritate, germinație, masa 1000 de boabe. Da. Masa 1000, masă hectolitrică. Greutate hectolitrică. Da, masă hectolitrică, umiditate, corpurile străine, tot ce ține de, ziceți, analizele care trebuie făcute la stocarea produselor într-un silos. Noi avem angajat aici un laborant cu o experiență de vreo 20 de ani în lucru cu cerealele. A lucrat la un silos la Fetești și am transferat-o la noi. Deci are experiență, știe ce are de făcut. În general, cam ea dirigează activitatea de aici, cu preluat, cu unde se duc cerealele, la selectat, la tratat, la, ziceți, pe ce celule se sortează, se duc, se depozitează, în funcție de ceea ce aducem din câmp de la noi și plus ceea ce vin, ziceți, de la ceilalți. Ceilalți care o să depoziteze. Noi zicem că ar trebui să trecem de un ciclu de umplere, cam 1,5-2 cicluri pe an, ca să fie rentabil, să poată să meargă, adică să-și scoată banii pentru care a fost, pentru care a fost făcut. Da. Și să o amortizăm într-un timp mai scurt. Nu? După calcule, e trecut undeva la 17-18 ani amortizmentul. Cred că e o perioadă prea lungă pentru noi, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Da. Să investim niște bani și să-i amortizăm în 16-17 ani, e destul deja. Eu, după mine, cred că asta nu e business. Să bagi banii în ceva, să-i spun peste 20 de ani, deja e foarte mult. Și nu în economia de piață care e România în ziua de astăzi. Încerc să introduc datele în calculator. De unde vine ferma, numele tractoristului sau șoferului care manipulează utilajul,
produsului unde știe celulele cu care sunt pentru grâu, pentru urs, pentru astea și se duce, se dirigează către globile de descărcat. Fac în sinozuri. Da. Vreau să vă zic că am fost în Lituania. Am văzut un proiect la fel ca al nostru, tot făcut pe fonduri structurale, dar ei gândeau altfel. Aveau inclusiv aparatul de făcut corpuri străine, era automat. Nu era decât un singur om să supravegheze acolo. Tractoristul sau șoferul își făcea tot. Avea un touch la intrare, un monitor. El avea un număr dat de la silos. Fermierul care vrea să care produse acolo spunea, o să am 10 camioane, dădea 10 numere. Ăla își bădea numărul după tichet, pe touch-ul ăla și bădea ce produse. Depozitania produse din astea care nu se pot duce în silos în aceea zi cu ce avem acolo. Nu vrem să încurcăm ciclul de băgat în silos cu produse din astea umede, cu corpuri străine mai mari sau astea. Atunci se vine, se basculează aici, după ce se eliberează fluxul de acolo, se pot lua și selecta și se băga iar în fluxul pentru silos. O singură linie. Îi putem dubla fluxul. De ce? Am făcut în capătul celălalt încă o groapă și putem prelua două produse în același moment pe două linii diferite. Și putem crește capacitatea silos, o dublăm efectiv de la 80 la 160 de tone pe oră. Poți înmagazina în același două produse separate. Deci dacă aici vom aduce grâu, acolo putem să aducem rapiță sau ors fără nicio problemă. Da? Aici este și livrarea principală. Vedeți, deasupra noastră este un bunker de vreo 20 ceva de tone de capacitate. Am optat de la am făcut, nu o să găsiți prea multe silozuri. Am copiat după modelul din Lituania, unde am fost acolo. Ce se întâmplă? Dacă aveam pur și simplu o descărcare care venea în camion, de fiecare dată când se umplea camionul, trebuia oprită instalația toată. În schimb, ăsta este un rezervor de 20 ceva de tone. S-a umplut camionul, se închide pur și simplu șibărul. El lucrează silozul, își vede de ale lui, are un senzor de prea plin, în momentul în care s-a umplut, se oprește, camionul celălalt poate să intre să-l descarce, nu mai are nicio treabă, și în momentul în care se golește, iar ajunge, are iar un senzor și cuplează iar din nou instalația. Deci nu mai ar trebui să mai facem întreruperile alea după fiecare camion. Ai 20 de camioane într-o zi, oprești de 20 de ori instalația și o pornești, nu. Așa merge. Colaborat cu monitorul din laborator, deci se pot stabili fluxurile și liniile de cărat în silos din laborator. Acolo are pe monitor tot circuitul. Deci ori poate să-l acționeze de aici electricianul după ce discută cu laboranta, sau laboranta să poate să-i dea de acolo să funcționeze direct. Alea 5 celule de acolo, cu tablou de comandă, cu tarot, primor, absolut. Capacitate? Sunt între 15 metri. 1700 de care de pământ, în 2008 am trebuit să facem o integrare, să nu prea mai vindem produse diversilor, și am început două proiecte. Proiecte aproape surări. Da. Așa. Deci la primul proiect e Bancul Matei, înseamnă teren agricol, spațiul de depozitare moară, colaborat cu fabrica de pâine care înseamnă Agropa. Deci nu se pune problema că ne-a mai întrebat cineva, domne, că n-avea noi. Domne, sunt două societăți diferite.
N-are nicio treabă una cu alta. Parte contabilă separat, parte contabilă separat. Deci nu se pune problema că putea să fie și Vasile. În același timp, beneficiarii sunt diferiți de ce? Beneficiarii sunt diferiți, dar nicio treabă, nicio treabă n-are una cu alta. Și noi am făcut moara și spații de depozitare în proporție de 90%. Până la sfârșitul lunii mai trebuie să fie gata. Deja se lucrează, deci valoarea proiectului undeva la 2.400.000 e realizată în proporție de 90%. La moară nu mai e de montat decât niște cântare automate, dar moara lucrează. Și la silozurile mari sunt montate, trebuie să vină săptămâna la silozurile mici să facă legătura cu ele evacuare, pentru mai ieși, să facă mai proiect. Și proiect, moara și silozul. Și spațiul de depozit silozul. Am și întârziat, că am prins de că perioada aia de criză, așa, a fost foarte greu să intrăm în relații cu băncile, cu toată lumea fugea. Și sincer să fiu, pe mine, și chiar mulțumesc și puteți o face și publică, un mare mere și un mare ajutor mi l-a dat și trecutul Jezac Filipescu. Nu reușeam să intru, aveam și probleme. La bănci? Da, la bănci. Deși nu eram nici membru PNL, n-aveam nicio treabă cu politica, nu reușeam să intru. Și lucrasem cu BRD-ul pe vremea când eram director al drumului subțire, până aici, tot 20 ceva de ani lucrasem, numai cu BRD-ul. Și n-am putut să primesc finanța. Și până la urmă, ce bancă ați reușit? Până la urmă, Transilvania. Dosarul a fost depus în anul 2008, aprobat în și semnat contractul de finanțare la începutul anului 2009. După o lungă perioadă de căutare pentru finanțare, s-a început construcția în anul 2010 și s-a finalizat în totalitate în anul 2013, februarie. După care s-a depus dosarul, s-a închis. În momentul ăsta fabrica este funcțională, lucrăm, bine, ea inițial a fost gândită să funcționeze la 15.000 de pâini vândute zilnic, lucrând în două schimburi, dar capacitatea de producție a fost de 22.000, în momentul acesta vindem peste capacitatea proiectată. Suntem lideri de piață în județul Călăraș. Materia primă este doar din ferma proprie? Materia primă, mare parte, este din ferma proprie. Se și achiziționează de la alți furnizori. Sincer, ținem seama de prețul de pieței, de piață. Asta e situația. Tot timpul încercăm să lucrăm cu produse cu un raport calitate-preț cât mai bun. Și livrați numai în Călăraș sau și în Livrăm în momentul acesta livrăm în județul Călăraș, Ialomița și Constanța. Și cam câte pâini pe zi ies din fabrica dumneavoastră? În acest moment suntem undeva în jur de 22-23 de mii de pâini. Zilnic. Într-adevăr, pe piața pâinii se află, e un adevărat război, e o concurență mare, dar dat fiind faptul că zic eu că proiectul este destul de bine gândit, facem coacerea cu peles pe care ni-l producem tot noi.
și alte și alte, să zic așa, mici avantaje și pe care noi le-am avut. Zic că putem fi foarte competitivi și suntem foarte competitivi. Considerăm că avem o calitate bună, foarte bună a produselor noastre. Scăderea TVA-ului la pâine. Scăderea TVA-ului la pâine a avantajat. V-a avantajat? Destocare care ne permite ca tot ce înseamnă rețetă și compoziția pâinii vine complet automatizat, apă, făină și celelalte ingrediente. Aici este un mic calculator care ne permite acest lucru. Avem rețetele băgate.